Stimați colegi, doamna Revoi ne-a prelejuit astăzi momentul ca să fim împreună la acest, așa cât acestui Consiliu Științific Specializat, în care vom discuta, adică va prezenta dumneei, va susține teza de doctor în știință ale educației și o să dau o citire acestui din ordin a începului cu referire la componența Consiliului. Motivul dat președinte, Bernard Sărina, secretar științific, Lutu Vladimir, scuzați, v-am mai zis, domnul capitan, profesor, pentru că ne cunoaștem foarte bine, suntem unii noștri colegi aici prezenți, sper să nu se supere nimeni, doamna profesor Larisa Cuzmințov, doamna profesor Andrinski Viorica. Deci aceștia sunt cinci membri ai Consiliului Științific Specializat și referenți oficial la firmă sunt unii noștri colegi cu care nu o dată a fost în completul unui Consiliu Științific Specializat în contextul susținerii tezelor de doctor sau doctor habilitat. Îl prezint pe unul nostru coleg, domnul profesor Cojocaru Vasile, primul referent oficial și unul nostru coleg, domnul Panico Vasile. Vreau să știți foarte bine procedura. Comisia de experte la ANACEP nici nu emite ordin pentru confirmarea Consiliului, dacă membrii nu corespund cerințelor, dacă nu ar fi avut lucrări în domeniu. Deci, dumneavoastră, noi toți am fost cei mai indicați ca să fim membri acestui Consiliu Științific Specializat și să o susținem într-un fel sau să creăm un contextul necesar pentru ca tânăra noastră colegă, doamna Viorica Revoi, să susțină teza de doctor în științe ale educației. Dumnea ei astăzi se va prezenta în fața noastră, în fața Consiliului, aici în Consiliu, cu tema managementul timpului în învățarea autoreglată a studenților. Noi vom urma toate procedurile care țin de procesul susținerii unei teze de doctor. De aceea voi oferi cuvânt doamnei Alena, secretar științific, care va prezenta actele necesare până la acest moment ce trebuie să fie prezente în dosarul candidatului la titlu. Vă rugăm, doamna Alena. Consiliul Științific Specializat. În Consiliul nostru, apărând dosarul pretendent la titlul de doctor în științele educației, trebuie să trate în Unica, care include toate actele necesare, corespunzătorii bolilor în ANACEP. Totodată, în acest dosar, este prezentat CV-ul doamnei Revoi Petrache, din care am să-i anunț câteva aspecte importante. Doamna Viorica Revoi Petrache și-a realizat studii în domeniul științelor educației și anume din 2008 în 2018 a studiat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Psihologiei și Științei ale Educației, specializat de psihopedagogie și a absolvit o licențiată în științe ale educației. Următorii 2 ani și-a continuat studiile în cadrul aceleiași facultăți, la masterat, la programul Consilierii pentru Probleme de Familie, și imediat în 2014-2018 realizează studii de doctorat în cadrul Facultății Psihologiei și Științe ale Educației. Aplicarea profesională începe imediat după absolvirea facultății și activează la fel în domeniul educațional. Inițial este angajată în calitate de educator la o tabără de odihnă pentru copii pentru o perioadă scurtă de timp, după care din 2012-2014 este angajat în calitate de consilier în carieră la Centrul de Ghidare în Carieră și Relații cu Piața Muncii la Universitatea de Stat din Moldova, iar din 2013 până în prezent activează în calitate de lector universitar, Facultatea Psihologiei Științei Educației, Sociologiei și Asistență Socială, Departamentul Științei Educației, Universitatea de Stat din Moldova. De asemenea, CV-ul doamnei Petrache include participări la foruri științifice naționale și internaționale, conferințe științifice, seminare, activități de voluntariat. Dacă aveți careva întrebări la dosarul doamnei pretendentă. Să
să lucrăm mai operativ și membrii Consiliului, să nu suntem membrii Consiliului, dar nu regentă. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Eu am o mică precizare că unul din referenți sau cine? Băi. Vasile Băiul deja este profesor și aș vrea să-i felicităm. Felicitări. Dumnealui, ca de obicei, foarte modest. Ce îl caracterizează pe domnul Panco este modestia și munca. Da, dar să fie și pe domnul. Din februarie, domnul profesor. Deci, în continuare, oferim cuvânt doamnei Reboi Petrache Viorica ca să ne prezinte timp de 20 de minute rezultatele cercetării. Poftim! Doamnă președinte, Consiliul Științific Specializat, stimați secretar științific, stimați referenți oficiali și membrii ai Consiliului Științific, atenție dumneavoastră să propun rezultatele cercetării cu tema managementul timpului, învățarea programului. Coordonator științific Șefciuc Maia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar și autor Reboi Petrache Viorica. Actualitatea și importanța temei abordate. Trăim într-o societate globală care este una informațională și hipertehnologizată. Timpul reprezintă resurse de bază, indiferent de domeniul de activitate în care suntem antrenați. Pe lângă aceasta, timpul influențează direct sau indirect diverse categorii de vârstă, nemijlocit studenții fiind cei mai afectați, ei nu fac excepție datorită diversității activităților în care sunt implicați. În contextul reformei sistemului de învățământ din Republica Moldova, au apărut elemente inovatoare și susceptibile să genereze un randament sporit al politicilor educaționale. În acest context, la nivel internațional, se promovează tot mai mult ideea de centrare pe subiectul învățării, astfel strategia învățământului superior din Republica Moldova, în contextul procesului de la Bologna, prevede reducerea timpului acordat sau rezervat pentru studierea disciplinilor universitare și în același context redefinirea formelor de utilizare a lui. Din acest considerent se face tot mai stringent necesitatea ca studenții să dețină competența de management al timpului. Din această necesitate, studentului îi se solicită de a manifesta inițiativă și responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă prin selectarea, organizarea și evaluarea propriilor activități, care pot fi desfășurate în orice moment, prin orice mijloace și la orice vârstă, însă pentru a fi pregătit acest student este nevoie de a fi învățat cum să o facă. În același context și determinată de fapt și de actualitatea cercetării noastre, ne-am propus următoarea problemă de cercetare, care constă în fundamentarea teoretică și metodologică aplicativă a procesului de dezvoltare a competenței de management al timpului în contextul învățării autoreglate, în elucidarea reciprocității dintre managementul timpului și învățarea autoreglată a studenților, având ca efect performanța pregătirii profesionale în mediul academic universitar. În cadrul cercetării desfășurate ne-am propus următorul scop, care constă în fundamentarea teoretică și metodologică a dezvoltării competenței de management al timpului în învățarea autoreglată a studenților în contextul educației formale și non-formale. În vederea realizării scopului propus, am formulat următoarele obiective ale cercetării. Analiza abordărilor conceptuale ale managementului timpului, teoria și practică educațională, identificarea poziționărilor privind definirea conceptului de învățare autoreglată a studenților, elucidarea corelației dintre managementul timpului și învățarea autoreglată a studenților, diagnosticarea nivelului inițial al competenței de management al timpului în învățarea autoreglată a studenților, elaborarea modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenței de management al timpului în învățarea autoreglată și validarea experimentală a acestuia. Analiza literaturii de specialitate și abordările teoretice demonstrează faptul că managementul timpului trebuie să reprezinte o strategie esențială pentru asigurarea adaptării sistemului de învățământ la cerințele actuale ale societății. Astfel, în baza literaturii de specialitate, am identificat că managementul timpului reprezintă simultan un concept pedagogic care înglobează atât procesul educațional formal, cât și cel non-formal de dezvoltare a personalității acestuia. La fel, un concept pedagogic operațional care extinde aplicațiile sale asupra aspectelor educației, cum ar fi cea psihologică, cea pedagogică, cea medicală, economică și socială.
o formă de proiectare și monitorizare integrală a procesului de dezvoltare personalității și orientare la nivel de politică a educației, care de fapt ne poate asigura dezvoltarea competenței de management al timpului. Cealaltă variabilă, învățarea autoreglată, desemnează abilitatea studentului de a-și asuma propria învățare orientându-o spre satisfacerea nevoilor și intereselor de învățare individuală, un proces prin care individul, studentul sau personalitatea acestuia își mobilizează resursele personale pentru achiziționarea de noi cunoștințe prin cultivarea tuturor componentelor sale în idee respectului de sine și trăirii mai bine cu ceilalți. Este abordarea propusă de sociologul Albert Bandura. Cu siguranță că fiecare cercetare se fundamentează pe un set de teorii, astfel că cercetarea noastră, managementul timpului, învățarea autoreglată, se fundamentează pe teoriile managementului timpului și învățării autoreglate, astfel în baza unei sinteze riguroase a cercetărilor teoretice am identificat trei modele fundamentale ale autoreglării învățării și sunt următoarele. Modelul triadic și ciclic al învățării autoreglate, autor fiind Benjamin Zimmerman, modelul fazelor și domeniilor de autoreglare a învățării și cel de-al treilea model, modelul învățării adaptative, după Marie Bocan. În același context, teoriile specifice managementului timpului, care sunt modelul ierarhiei nevoilor, autor fiind psihologul american Abraham Maslow, modelul achiziției succeselor și modelul bifactorial. Conceptualizarea în contextul cercetării noastre presupune transpunerea unei teorii în concepte privind o problemă științifică. În cazul nostru, produsul sau conceptul de bază fiind competența de management al timpului, care se fundamentează pe următoarele repere: funcțiile managementului timpului, principiile, condițiile, factorii. Acestea, la rândul lor, constituie un reper esențial în determinarea și selectarea metodelor de management al timpului pe care le avem prezentate aici, le avem prezentate și în lucrare. Metodele respective au fost valorificate și în cadrul programului formativ, adică programul de training. Fenomenul pe care ni l-am propus să-l cercetăm în cadrul acestui demers investigațional este competența de management al timpului, care reprezintă un sistem integrat de resurse, cunoștințe, abilități, atitudini și valori obținute prin învățarea autoreglată și valorificate prin acțiuni formale și non-formale desfășurate într-o interconexiune în vederea formării dezvoltării personalității studentului. Considerăm că competența de management al timpului este o competență transversală, reprezentând o combinație dinamică de abilități cognitive și metacognitive, demonstrare a cunoștințelor și a înțelegerii, a capacităților interpersonale și intelectuale, precum practice și a valorilor etice. Ținem să menționăm faptul că aceste repere ne-au servit drept bază și în elaborarea indicatorilor de evaluare a competenței de management al timpului. Am respectat cadrul național al calificărilor din 2017, în special profilul tânărului absolvent. În baza acestora am și alcătuit, am propus acele criterii, indicatori de evaluare. În continuare, propunem spre vizualizarea dumneavoastră, constructul metodologic de dezvoltare a competenței de management al timpului. Am plecat de la ideea că competența de management al timpului este constituită din trei resurse esențiale: cunoștințele, abilitățile și atitudinile, direcționate și formate pe dimensiunea de procesare, dimensiunea de proiectare și dimensiunea de autodezvoltare. Modalitățile de realizare, de dezvoltare a competenței de management al timpului constituie contextul formal și contextul non-formal, cu activitățile desfășurate în cadrul cursurilor și seminarilor și respectiv a trainingului formativ desfășurat în contextul non-formal. Aici avem reprezentate criteriile de performanță specifice pentru competența de management al timpului, pe cele trei dimensiuni ale competenței: dimensiunea de procesare, dimensiunea de proiectare și dimensiunea de autodezvoltare sau autoformare, cum o regăsim în literatura de specialitate ca traducere, pentru nivel A1, A2 și A3, pentru cunoștințe, abilități, atitudini și valori. Așa. Modelul psihopedagogic de dezvoltare a competenței de management al timpului înglobează în sine unele elemente din cadrul constructului metodologic de dezvoltare a competenței de management al timpului la studenți. Pornim de la acel set de cunoștințe care, valorificate, ne formează și ne dezvoltă anumite abilități, ne formăm anumite atitudini și valori în urma practicării
elementelor din cadrul managementului timpului. Avem o intercondiționare între toate componentele modelului respectiv, pornind de la dimensiunea de procesare până la dimensiunea de autoformare, care valorifică, formează competența de management al timpului prin intermediul modalităților respective, cum ar fi contextul formal, curs, seminar, respectiv activități de formare a competenței în cadrul non-formal, training-ul de formare a studenților în domeniul managementului timpului. O altă componentă esențială este evaluarea competenței de management al timpului. În urma evaluării acestei competențe, identificăm și prezentăm rezultatele în cadrul demersului experimental și drept finalitate de bază a acestui model este dezvoltarea competenței de management al timpului la studenți. Pentru realizarea scopului experimentului pedagogic și asigurarea condițiilor optime de desfășurare a acestuia, demersul experimental a fost construit pe trei demersuri adiacente sau complementare, primul dintre ele fiind designul și programul experimentului pedagogic privind evaluarea competenței de management al timpului în contextul învățării autoregulate la studenți. Cel de-al doilea este evaluarea nivelului inițial al competenței de management al timpului la studenți în contextul învățării autoregulate pentru lotul experimental și pentru lotul de control. Și cea de-a treia dimensiune este validarea experimentală a modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenței de management al timpului. În continuare vom descrie grupul experimental, care a fost constituit din 34 de studenți din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Sociologie și Asistență Socială și 27 de studenți din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine. Perioada de desfășurare a fost pe parcursul a 15 săptămâni în cadrul disciplinei Psihopedagogia Învățării Autoreglate pentru studenții grupului experimental. Ne întâlneam o dată în săptămână în cadrul cursului și seminarului și respectiv 13 întâlniri la 13 ședințe de training cu același grup experimental. Instrumentele, de fapt, chestionarele aplicate atât grupului experimental cât și grupului de control au fost următoarele. Chestionarul de identificare a nivelului inițial al dezvoltării competenței de management al timpului, în care regăsim și evaluăm o parte din indicatorii prezentați un pic mai devreme. Cel de-al doilea instrument îl constituie chestionarul de identificare a stilului autoregulării activității academice și cel de-al treilea instrument este chestionarul de identificare a dimensiunilor autoreglării învățării academice. În continuare, prezentăm rezultatele aplicării primului instrument, chestionarul de identificare a nivelului inițial al dezvoltării competenței de management al timpului, atât pentru grupul experimental, cât și pentru grupul de control la etapa de constatare. Observăm o diferență destul de semnificativă dintre rezultatele obținute pentru Facultatea de Psihologie și Științele Educației și pentru Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specific faptul că ambele grupe studenții sunt în semestrul 1, anul 1. Nivelul satisfăcător și nesatisfăcător prezent predominant pentru eșantionul studenților, grupul studenților din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, cu o descreștere a nivelului bun și foarte bun. Acest motiv ne-a și determinat pe noi să selectăm acest grup experimental și să lucrăm cu el în continuare pentru a vedea în dinamică dezvoltarea competenței de management al timpului și asta o să o observăm și un pic mai târziu. În continuare prezentăm datele descriptive și de frecvență, pentru că în cadrul demersului experimental datele au fost prelucrate și statistic. La etapa de pretest a stilul autoregulării activității academice, care măsoară atât stilul independent al reglării activității academice, dependent și situațional. Observăm pentru studenții din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației stilul autoreglării activității independente cu 19-35%, iar pentru studenții de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine cu 7,4%. În același timp observăm o
creștere și o asemănare a numărul a procentelor obținute pentru stilul academic dependent, 73,52, 77,77, ceea ce ne face să concluzionăm că studenții respectivi, fiind în anul 1, semestrul 1, încă sunt dependenți de cadrul didactic și de toate resursele pe care le avem propuse pentru activitatea care urmează să o desfășurăm. Studenții din cadrul grupului experimental au participat în cadrul trainingului formativ și în cadrul și respectiv și la cadrul orelor, în cadrul orelor desfășurate în context formal, au realizat un ansamblu de produse prezentate într-un portofoliu, prezentate pe o unitate de timp foarte bine programat, pe dimensiune de procesare, de proiectare, de autoformare și de autodezvoltare, astfel că aceste produse au fost repartizate pe fiecare dimensiune în parte, raportate și la nivelul de dezvoltare a competenței de management al timpului. Observăm că planul de studiu și profilul de învățare, două dintre aceste produse, obținând un număr destul, un procentaj destul de ridicat, 47,1%, ceea ce semnifică că odată cu creșterea calității și corespunderii odată cu cerințele elaborate, crește și nivelul de dezvoltare a competenței de management al timpului. S-a utilizat, din punct de vedere statistic, testul T pentru eșantioane perechi, în elaborarea și în analiza datelor respective și prezentarea acestora. Comparând rezultatele finale ale etapei de control a experimentului prezentate în această figură, unde reprezentăm nivelul de dezvoltare a competenței de management a timpului pentru etapa de post-test, putem concluziona următoarele. Că achiziționarea de către studenți a sistemului integral de cunoștințe, abilități, atitudini și valori necesare pentru dezvoltarea competenței de management al timpului au constituit la un nivel bun cu 45,9%. Comentariile pentru următoarea figură, unde sunt reprezentate datele descriptive și de frecvență la etapa de post-test a stilului autoreglării activității academice pentru grupul experimental, observăm o descreștere semnificativă a studenților care au avut dezvoltat pentru etapa de pretest stilul autoreglării activității academice dependente, cu o creștere destul de semnificativă pentru etapa de post-test a aceluiași eșantion care manifestă un stil al activității academice independent. Situaționalii, vedem aici o creștere cu circa 3%, adică trecerea dintr-o poziție în altă poziție. Situaționalii sau studenții care au dezvoltat stilul autoreglării academice situațional sunt studenții care manifestă labilitate și indecizie în implicarea activităților academice. Ține foarte mult și de o dimensiune și de un aspect important, cum este și organizarea. Rezultatele chestionării repetate a dimensiunilor autoreglării activității academice a participanților în cadrul programului de formare au demonstrat o tendință de creștere pentru fiecare dimensiune reprezentativă a autoreglării academice, atât pentru etapa de control specific eșantionului experimental, astfel că conchidem că pentru prima dimensiune, dimensiunea de procesare a informației, cu o creștere de la 77,64% către 83,1%, ceea ce semnifică că studenții aveau un nivel înalt de procesare a informației, de selectarea textului, de prelucrarea acestuia, de lectură, prelectură a acestuia, de luarea notițelor corespunzătoare sistemului de luare a notițelor Cornell, totuși acest indicator, procesarea informației, a crescut și s-a valorificat în urma programului formativ pe care l-am desfășurat. La fel, identificăm o componentă care, chiar și la etapa de constatare, avea un indicator destul de înalt, destul de bun, solicitarea ajutorului. Observăm că avem o curbură de creștere până la 98,7%, adică studenții continuă să solicite ajutorul cadrului didactic și asta este foarte important în procesul de autoreglare, pentru că cadrul didactic are rolul de a-i ghida, a-i monitoriza activitatea de învățare.
Specific pentru autoevaluare, totuși studenții noștri, aflându-se în anul întâi, urmează ca pe parcursul celorlalte semestre să desfășoare și alte cursuri care le va dezvolta și această competență, competența de autoevaluare. Nemijlocit, responsabilitatea academică, planificarea scopului, structurarea mediului de învățare, care este foarte important, avem o creștere semnificativă pentru fiecare dimensiune reprezentativă în parte. Experimentul psihopedagogic realizat a demonstrat funcționalitatea și eficiența modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenței de management al timpului pe cele trei dimensiuni esențiale ale competenței de management al timpului, dimensiunea de procesare, de proiectare, de autodezvoltare și autoevaluare, și identificăm o creștere a nivelului respectiv pentru dimensiunea de procesare de la 77-74 către 85,3, de la dimensiunea de proiectare 55,6 la 85,3 și cea dintre a treia dimensiune, dimensiunea de autodezvoltare 60,21 către 88,3 pentru etapa de post-test. În acest context, modelul psihopedagogic și problema științifică considerăm a fi validate, din considerentul că avem o creștere destul de semnificativă pentru fiecare dimensiune în parte. Concluziile generale reflectă elemente de noutate științifică, teoretice și aplicative a cercetării noastre. Astfel, studierea abordărilor științifice ale conceptului de management al timpului, literatură de specialitate, precum analiza coordonatelor teoretice, au condus la determinarea aspectelor corelaționare dintre managementul timpului și învățarea autoreglată, având ca reper principiile managementului timpului, condițiile, factorii, metodele, precum și configurația învățării autoreglate, a fost definit conceptul de management al timpului din perspectiva învățării autoreglate, ca demers educațional, formativ, de planificare, organizare, coordonare și control al timpului, utilizat pentru activități specifice. La fel au fost evidențiate argumentele științifice ale abordării managementului timpului din perspectiva învățării autoreglate, a fost definit conceptul de competențe de management al timpului. În contextul demersului științific privind dezvoltarea competenței de management al timpului, învățarea autoreglată, au fost identificate, fundamentate și argumentate condițiile pedagogice, psihologice și generale sau manageriale de dezvoltarea competenței de management al timpului, care asigură cadrul conceptual în elaborarea și implementarea modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenței de management al timpului. La fel, un alt produs, constructul metodologic de dezvoltare a competenței de management al timpului în învățarea autoreglată, care, de fapt, reprezintă și acea coordonată procedurală, dimensionată astfel încât să prefigureze o realitate educațională, generatoare de cunoștințe, abilități, atitudini și valori la studenți, axate pe interconexiunea dintre dimensiunea de procesare, dimensiunea de proiectare și dimensiunea de autodezvoltare, desfășurate și formate în context formal și non-formal a activităților de instruire. Modelul psihopedagogic de dezvoltare a competenței de management al timpului în învățarea autoreglată a studenților reprezintă configurația teoretico-aplicativă, fiind conceput ca reprezentarea explicativă a modului de proiectare și realizare a managementului timpului în cadrul învățământului superior. Componentele modelului se condiționează, așa cum am spus-o și în prezentarea acestuia, se condiționează reciproc și constituie un ciclu continuu, care prin utilizarea diferitor metode, forme, mijloace, condiții, are drept rezultat avansarea performanței învățare a studentului. Și cea din ultimă concluzie este faptul că experimentul pedagogic a realizat demonstrarea funcționalității și eficienței modelului nostru prin atingerea nivelurilor de performanță pe fiecare dimensiune în parte, astfel pentru dimensiunea de procesare cu o creștere, de la 77-74 la 85,3, studenții definesc adecvat conceptele de bază în managementul timpului și învățării autoreglate, identific teorii, principii și metode utilizate în managementul timpului. Pentru dimensiunea de proiectare, unde avem o creștere de la 55 la 46, 55
81,46% până la 85,3%, o creștere de circa 30%. Studenții planifică studiul academic, aplică metodele și tehnicile, instrumentele de management a timpului în acțiunea de învățare, elaborează planul cadru pentru o perioadă de 15 săptămâni sau de o lună, elaborează planul curent pentru o săptămână, la fel și orarul unei zile în cadrul proiectului de învățare academică. Și pentru cea din a treia dimensiune, dimensiunea de autoformare, studenții pot formula idei de aplicare a proiectului individual în, al managementului timpului, proiectează acțiunea învățării, au treglat pe unitate de timp concretă, își motivează modalitățile de implementare a planului de studiu academic, gestionează rațional metodele acestuia și apreciază necesitatea proiectării și monitorizării timpului prin elaborarea unui program de dezvoltare. În cadrul, pentru această dimensiune, avem o creștere de circa 25%. În conformitate cu rezultatele ați depășit. Recomandări noi, noi cunoaștem. 4 minute. Avem recomandări propuse atât pentru instituțiile politicile educaționale instituționale, atât pentru cadrele didactice universitare, cât și pentru studenți. În acest context, avem și niște limite ale cercetării noastre, dacă îmi permiteți două dintre ele, să nu le citesc, și niște direcții de cercetare pentru o ulterioară teză sau pentru o ulterioară lucrare în cadrul secțiunii doctorat. Eu vă mulțumesc și vă mulțumim mult pentru atenție și pare rău că am depășit. La început, stimați colegi, și vă rog, adresați întrebări. Da, domnul profesor, cred că două întrebări. Spuneți, vă rog, este sau care dependența eficienței formării competenței de managementul studiului timpului în raport sau în dependență de particularitățile psihologice a studentului, de exemplu, de temperament, de motivație, de ritmul învățării? Să mulțumesc mult, domnule profesor Vladimir Puțu. O întrebare destul de interesantă și provocatoare. În acest context și am și specificat condițiile date pe care dumneavoastră le-ați enumerat. Cu siguranță că există o diferență în dezvoltarea competenței de management al timpului, ținând cont de specificul tipului de temperament pe care îl are studentul. Dacă vorbim, de exemplu, de un student care are dezvoltat tipul de temperament sau axa de sus, extrovertiții, care sunt mai rapizi în proiectarea și în planificarea scopului și realizarea sarcinilor, chiar și acea sarcină care este înaintată pentru a fi realizată, ei diferit își vor proiecta activitatea în timp, o vor realiza și vor răspunde la aceasta. Cu siguranță că avem și alte condiții, cum ar fi ritmul biologic al fiecăruia dintre ei, pentru că un student care are un ritm mai rapid, iarăși va rezolva mai rapid sarcini și competența dată, presupunem că competența dată va fi dezvoltată la un nivel mai înalt și depinde deja aici și pe ce dimensiune. Dacă vorbim de dimensiunea de procesare, proiectare și, respectiv, autodezvoltare. Cam asta e, domnul profesor. Nu o întrebare, deci, tot delicat, de subiectul. Deci, de fapt, noi astăzi v-ați orientat, eu aș numi, în plan operațional. Deci, în plan învățării autoreglate, deci, mani. Dar această competență poate fi transferată și cum? Într-un sens mai larg asupra procesului de învățare, chiar asupra învățării pe parcursul întregii vieți. Ați prins ideea. În plan strategic, dacă eu pot proiecta timpul pe perioada mai lungă a vieții, dacă să finalizez doctoratul în anul tare, să nu știu ce, când asta ați vieți în curs. Corect, n-am. Dar dacă puteți transfera aceste... Cu siguranță că produsele cercetării noastre pot fi transferați sau extrapolați și pe alte eșantioane. Și în contextul ăsta vorbim și despre profesionalizare, pentru că fiecare dintre noi își elaborează planul individual de dezvoltare pe o perioadă mai mare, profesional pe o perioadă mai mare de timp și iată, în acest context, noi putem să abordăm și aspectul dat, în sens larg, de dezvoltarea competenței de management al timpului. Cu siguranță, domnule profesor.
viitoare teze de doctor habilitat poate ține de un ținț mai la management team. Mulțumim, am cineva ce te dorești, doamna profesor Fărinții. Deci aveți aici un construct metodologic și am înțeles că ați face în cadrul tehnicului. Deci la nivelul dimensiunea, la nivelul procesare, de proiectare și autodezvoltare. La care dimensiunile a fost cel mai dificil să lucrați și de ce? Mulțumesc mult, doamna Custințor. De fapt, și dimensiunile respective au fost propuse de punct de vedere teoretic și în contextul formal și am făcut o continuitate pentru contextul nou format în intermediul ședințelor de training. Studenții au întâmpinat o dificultate mai mare pentru dimensiunea de autoformare, autodezvoltare. Dacă, de exemplu, la procesarea informației, unde am avut, de exemplu, elaborarea sistemului de luare a notițiilor Corner, unde ei trebuiau să proceseze un text, să-l organizeze și respectiv să elaboreze acest produs. Ei nu au întâlnit atât dificultăți pentru componenta de autodezvoltare, când ei trebuiau să zic ce trebuie să fac, cum mă văd eu peste 5 ani, cum mă văd eu peste 3 ani. Trebuiau să lectureze o sursă bibliografică din cadrul domeniului de formare profesională și trebuiau să identifice algoritmul de desfășurare acestea și cum ei se transformă prin. Și respectiv aici a fost mai greu de lucrat. Și o teorie e aceasta. Bravo. Știm teoriile aliceți personale, dar la altă măsură. Iată cum studenții care, în sfârșit, posiedă, da, capacitatea de management articolul, se văd eficient sau mai țin eficient, în ce sunt mai eficient, sau mă gândesc învățarea. În momentul în care studentul este autoeficient și are dezvoltată competența de management al timpului, cu siguranță că atât în planificarea, procesarea informației, în planificarea scopurilor, a obiectivelor, în elaborarea propriului traseu de dezvoltare, ei sunt autoeficienți și își cunosc aturile sau își cunosc punctele forte, punctele slabe și la ceea ce urmează să lucreze în continuare. Și ultima dată, o întrebare provocatoare, dar de precizare. Asta aveți acolo o schemă, text, concept pedagogic care integrează concept operațional și formă. Forma aceasta care descrieți, oare nu ține de careva concept, criteriul ăsta din care țineți la clasificare pe parile cu aceeași ponderi? Dacă stau și mă gândesc acum, vă mulțumesc mult de sugestii, aveți dreptate, ar fi fost bine de integrat în dintre primele două secțiuni. Concept pedagogic care desfășoară activitatea în contextul nostru. Mulțumesc! Mulțumim, doamna profesor Cuznetsov. Am cineva, cine dorește să adreseze întrebări, la profesorul perspectiva disciplinară. Spuneți-vă rog, în acest caz,
Unul din acești educatori se referă la metodele de eficientizare a timpului.
formați de prinderi, de învățare eficientă, gestionă corect din curs. Mulțumesc mult, doamna Mătunaț. Desigur că aspectul ăsta l-am realizat în cadrul seminarului și în cadrul activității desfășurate în contextul non-formal. Una dintre metode este metoda ABC. Este o metodă de eficientizare a timpului, pe care dintre aceste litere reprezintă o semnificație. Studentul are sarcina de a ilustra sarcinile cele mai importante care urmează să le realizeze pe o unitate de timp. De obicei, li se dă 10 zile sau o săptămână sau două săptămâni. Sarcinile din categoria A sunt sarcini cu prioritate urgentă și importantă pe care ele le utilizează. Cea de-a doua literă, B, are caracteristicile, elemente caracteristice din sarcina A, dar mai puțin importante și ce e important și neurgent. Mă duc și către matrice, pentru că avem în lucrarea noastră specificată și această metodă, unde avem acel cadrant cu activitățile importante și urgente, neimportante, neurgente, important și neurgent, neurgent și neimportant. Respectiv, noi lucrăm și cu această matrice pentru a monitoriza activitățile noastre, sarcinile în timp, pentru că noi nu monitorizăm timpul, noi monitorizăm activitățile în timp. Mulțumim! Dacă permiteți, are voie și eu foarte scurte. Modelul pe care l-ați elaborat dumneavoastră, am înțeles că l-ați aplicat în context format și non-formal. Întrebarea e, ați putea să-l extindeți și pentru activitățile noastre informale? Și dacă extindem, pentru că cred că dacă 2% de procente, învățarea informală constituie, să nu zic acum, o bună parte, depinde de fiecare. Dacă l-ați extinde, ar suferi careva schimbări? Ce dimensiuni ar trebui să le ajustăm? Dacă e să mă refer la formele educației, educație formală, non-formală și informală și contextele respective, atunci modelul psihopedagogic de dezvoltare a competenței produsul nostru este specific pentru contextul formal și non-formal, adică specific pentru contextul formal cu deschidere către contextul non-formal. Dacă e să mă duc la caracteristicile educației informale, care sunt neproiectate, neprogramate, greu de evaluat în timp, în același context depinde și de pregătirea persoanei implicate în acest proces, atunci îl văd mai puțin aplicabil, pentru că este greu de evaluat în același context, când vorbim de educație informală, care este una spontană, eu pot să merg pe drum și asta se întâmplă spontan, e programată în timp și fără să-mi dau seama. Adică nu pot să-mi programez ca să fac 3-4 pași sau... Aș putea să vin cu o întrebare de concretizare. Da. Cum stabilim noi în acest context, în contextul cercetării dumneavoastră, raportul dintre formele educației și comunicările noastre? Bine, știm cu toții ce înseamnă informal spontan, dar dacă vorbim de la formal, deci studenții cu care non-formal, în cadrul care mi-l aleg binevoc, dar îmi asum niște obligații de a mă încătra în context temporal și, evident, să ajung la niște finalități. Unde clasificăm noi toate activitățile noastre, zi cu zi, când ne parcă sunt ludice, dar învățăm din ele? Nu prea văd, nu întotdeauna spontanie, poate este spontanitatea momentului, contextului, dar până la urmă procesul de învățare sau de însușire, achiziții, iar până la urmă mai cred că structurăm cumva. Da, că nu întotdeauna este un cadru non-formal de învățare. Eu m-am bazat și m-am direcționat, da, doamna, da, m-am direcționat mai mult spre ideea că tot ceea ce se întâmplă în contextul informal, de foarte multe ori este în contradicție cu scopurile educației formale și non-formale. Și de asta am mers pe direcția. Bine, am da, o chestie de direcție, pentru că e un model foarte bun și să nu fie perceput ca limitat în cadrul unor activități pur formale și non-formale, dacă facem referință la formele educației. E o întrebare și a doua, o concretizare. Deci dumneavoastră mi-ați arătat prin prezentările grafice că cumva rezultatele au fost mai bune la facultatea de limbi și drepturi străine în comparație cu facultatea noastră. Pentru etapa cum vă explic
explicați acest lucru, că aveți o explicație aici, deoarece dacă să pornim de la contextul teoretic și că a zis dumneavoastră aspectul cognitiv, acționar și atitudinal la comportamentul nostru, evident că studenții la facultatea noastră cunosc și despre procesele cognitive mult mai mult. Și despre, adică au și niște abilități de învățare, pentru ei nu e un, pentru ei este un domeniu de specialitate și un cotidian, un comportament într-un context cotidian. Cum explicați această rămânere în urmă? Mulțumesc mult, doamna. Eu vorbesc despre câteva particularități, probabil deci vor fi deduse și elemente de date. Unul este faptul că aplicarea instrumentelor a fost în anul întâi, semestrul întâi, adică studenții mei erau inițiați și era în perioada de adaptare și probabil că au considerat și unii elemente. Doi la număr, pentru că după cele 15 săptămâni, atât studenții din cadrul grupului experimental, cât și cel de control au fost rechestionați, adică încă o dată s-au aplicat acele instrumente. Este și un specific al facultății, un model care se promovează și probabil din acest considerent stilul cadrului didactic sunt particularități individuale care nemijlocit influențează și asupra acestor elemente pe care le-am măsurat noi. Mulțumim! Nu va privit în gând frecvența cererii feedback-ului la limbi străine, cere feedback-uri mult mai frecvent, lecțiile practice, unde are corelația. Hai să zicem, noi suntem conștienți, dar până la urmă știți cum este omul. Dacă nu are acel context un pic de impunere, situațională, nu e vorba de... Iată așa că sunt un stație. ...asupra studentului. E vorba de un context situațional la învățări. Deci, zi de zi, răspunde zi de zi, deci cumva îl ordonează. Da, specificul studiile la facultate, cred că îl ordonează. Mulțumim foarte mult. Ați făcut față cu primul tuturor întrebări. Vă aveți o foarte bună pregătire. Recunoaștem. O să-i trecem la următoarea etapă, dacă nu mai sunt întrebări și în contextul scenariului nostru, venim în doamne Bernat, recordat științific, ca să ne prezinte toate cele expertise la urmă, care s-au văzut până la acest moment. Da, Universitatea de Stat din Moldova, în locul unde s-a desfășurat cercetarea. În dosar este inclus avizul departamentului, care a fost realizat în baza procesului verbal din 24 mai 2019. Membrii departamentului, participanți la discuție, au apreciat pozitiv teza, au menționat actualitatea și caracterul inovator al tezei, au formulat decizia de a recomanda teza de doctor în științele educației, prezentată de Reboi Petrache Viorica, tema managementul timpului în învățare autoregulată a studenților pentru examinare în cadrul semnalului științific de profil la specialitatea 533-01 Pedagogie Universitară. A doua expertiză s-a realizat tocmai în cadrul acestui seminar care a fost realizat la 26 septembrie 2019. Drept rezultat a dezbaterilor asupra cercetării propuse de doamna Reboi Petrache, experții seminarului științific de profil menționează nivelul înalt de realizare a tezei, luând în considerație originalitatea, valoarea științifică și aplicativă a tezei. Membrii seminarului au recomandat unanim spre susținere teza de doctor în științele educației cu tema managementul timpului în învățarea autoregulată a studenților, elaborată de doamna Reboi Petrache pentru a fi susținută în ședința Consiliul Științific Specializat de 533-01. La toate etapele de examinare a tezei au fost înaintate sugestii de îmbunătățirea lucrării care au fost luate în considerație pe parcursul redactării tezei de către doamna Petrache. De asemenea, în dosar este inclusă nota informativă a Agenției Naționale de asigurarea calității în educație și cercetare Republicii Moldova. Aceasta include un șir de 10 obiecții și respectiv modificările făcute în teze, dacă considerați necesar să le dăm citire acum sau da, bine, atunci trecem în continuare.
Deci, conform regulamentului ANACEC, pretendenta la titlu a anunțat comunitatea științifică despre cercetarea realizată și ca și rezultat au parvenit avize la Consiliul Științific Specializat de la domnul Silistraru Nicolae, doctor habilitat în științe, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Tiraspol, de la doamna Costan Liliana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Tiraspol, de la doamna Paladu Oxana, doctor în științe psihologice, conferențiar universitar, Institutul de Științele Educației Chișinău, de la Clichici și Veronica, doctor în științe pedagogice, Institutul de Științele Educației, de la doamna Tarnoschiana, doctor în științe psihologice, Universitatea de Stat din Moldova, de la doamna Vicol Marta, doctor în științe pedagogice, Universitatea Petre Andrei, Iași, România, și de la domnul Ciorbă Constantin, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Autoreferatul a fost apreciat înalt, se menționează corespunderea acestor cerințelor ANACEC față de asemenea lucrări. Autorii avizelor consideră că doamna Reapoi Petrache Viorica merită titlul științific de doctor în științe pedagogice la specialitatea 533-01 pedagogie universitară. Totodată au fost expuse și unele sugestii și doleanțe și aici vin să enunț ceea ce a întrebarea sau sugestia propusă de doamna Păsan, care într-un anumit context coincide cu sugestia doamnei președinte a Consiliului, citesc ceea ce a sugerat dumneei. Doamna Păsan Liliana propune unele sugestii care vor putea fi utilizate în studiile ulterioare, dar care nu diminuează valoarea tezei, și anume, zice dumneei, modelul putea să includă în contextul și contextul informal al învățării, care ocupă astăzi timp important în viața și activitatea de învățare, dezvoltare a studenților tineri și adulți. Iar particularitățile acestei forme educației pun în valoare capacitatea și acțiunea de reflecție ca o componentă a cadrului de proiectare didactică și învățare în context IRR cunoscut nou. Dacă dumneavoastră vrea să răspundă cumva sau da, decideți. Vă rugăm, doamna Reboi, dacă vreți să comentați, să dați o replică, scurte explicații, scurte, pentru că dumneavoastră deja prin prezentare ne-ați explicat demersul dumneavoastră investigațional. Acum suntem la momentul când oferim cuvânt doamnei profesor, doamna Maia Șefciuc, doctor conferențiar, care se va expune, va caracteriza și doctorandul și procesul de elaborare a tezei. Vă rugăm, doamna Șefciuc. Doctorul Viorica Petrache,
Zic, și am zis-o, și am convingerea că una desfășurare a unui divers distracțional depinde de problema pe care o identifici. Ori această activitate, cred că ea a reușit Viorica, pornind de la experiența ei, de la activitatea pe care o realizează, a putut să identifice acel segment mai puțin valorificat. În predarea cursului Psihopedagogia Învățării Autorizate, recunoaștem că acum tot mai multe cercetări sunt pe dimensiune managementul timpului. Avem aici domnul Cojocaru Vasile, care este conducător științific la o teză care a fost asociat foarte înalt de ANACEP, managementul timpului în eficiența activității instituției de învățământ. Zic, probleme nu sunt, nu se opresc aici, o deschidere pe care a putut să o identifice Viorica este să poată corela învățarea autoregulată a studenților în raport cu managementul timpului și să valorifice dezvoltarea competenței de management a timpului la studenți. Îmi rămâne să-i doresc succese Viorica, să poată valorifica cercetările ulterioare, acele aspecte pe care le-a punctat și în cercetarea ei, așa numitele limite ale cercetării, în viitoare de articole științifice și cercetări de viitor. Vreau să mulțumesc împreună cu doctoranta, membrilor departamentului care nu sunt aici cu noi, dar așa vrem să cred că sunt online și urmăresc desfășurarea acestei susțineri, membrilor seminarului științific din profit pentru sugestiile valorice pe care am ținut cont în realizarea cercetării. În ultimul rând vreau să mulțumesc membrilor Consiliului care au acceptat să fie parte din acest Consiliu, mai ales într-un context și în condiții mai puțin obișnuite în care suntem noi. Vreau să vă mulțumesc din suflet că ați acceptat să fiți prezenți aici și nu online, lucru care acum tot mai mult se obișnuiește, pentru că comunicarea pe viu este, după părerea noastră, mult mai eficientă. Vă mulțumim din suflet și succes de urmări din continuare voastră. Am ajuns la etapa spunând la un moment foarte important al procesului de susținere a tezei, atunci când lucrul realizat de către doctorantă va fi evaluat, analizat, evaluat de către referenții oficiali și rugăm primul referent oficial, domnul nostru coleg, domnul profesor Cojocaru, să-și expună părerea. Foarte greu. Nu știu, cred că trebuie să rămâneți. La camera prinde, pe domnul. Să minimalizăm mișcările. Mulțumesc, doamnă președinte. Cercetarea abordă un tip de maximă importanță și a calitate din perspectiva creșterii eficienței a studentului prin gestionarea optimă a timpului. Calitatea analizei și administrării resurselor de timp se află în certitudine la originea celor mai multe dintre fenomenele de succes sau insucces academic, de eficiență sau ineficiență a procesului de studiu. Timpul este o resursă cheie, necesară și mereu prezentă în activitatea didactică și managerială, de folosirea rațională a căruia depinde realizarea nevoilor de formare sau de educare, cantitatea și calitatea resurselor pe care le putem produce în acest sens. Reușita în educație, reușita în formare și, în ultimă instanță, calitatea vieții. Cercetarea vizează esența activității studentului, învățarea, în special învățarea autorelată, oportunitatea îmbunătățirii acestui proces a performanțelor învățării prin modul de planificare, organizare, control sau monitorizare a timpului implicit a activităților în timp, ceea ce reclamă dezvoltarea de competențe specifice a studenților în managementul timpului. O analiză cuprinzătoare a tezei doamnei Reboi Petrache Viorica denotă caracterul inovativ, creator și complex de abordare a temei, logica corectă a cercetării,
puterea de pătrundere a autoarei în esența fenomenelor examinate, o clar viziune pedagogică de cercetare în realizarea obiectivelor preconizate, cu exprimarea atitudinii personale pe parcurs. Cele menționate vor fi în continuare argumentate prin demersurile respective. Demersul conceptual teoretic al tezei vizează două dimensiuni fundamentale, dimensiunea temporală și învățarea autorizată. În context, se remarcă o amplă abordare a conceptualizării timpului ca resurse și nevoie de educație și de formare, precum și a evoluției conceptului managementului timpului cu elucidarea abordărilor de bază a managementului timpului, cea raționalistă și cea umanistă, precum și a întregii arhitecturi, cea aparține în managementului timpului, concept, caracteristici, principii, metode, forme, instrumente, făcându-se suficiente referințe la lucrări, la lucrările autorilor consacrați din lume, precum și din Republica Moldova, în acest sens, dezvoltându-se astfel esența conceptului de management al timpului, diverse aspecte de motivație a comportamentului, modelelor de conduită temporală aplicate în funcție de nevoi și de anumiți factori cultural, individual, organizațional, social, cu orientare spre valorizarea managementului timpului prin învățare. Apreciind această analiză conceptual teoretică, făcută cu atribuie profesională asupra managementului timpului, menționăm capacitatea autoarei de a specifica legătura sau interferența managementului timpului și a învățării autorizate, aducând suficiente dovezi a importanței în creșterea învățării autonome sau independente și nevoie gestionării eficiente a timpului. Reflexii rezumate în abordarea psihologică, socială, pedagogică, specificarea variabilelor managementului timpului, cea pedagogică, psihologică, economică, igienică, socială și a dimensiunilor autorizării în contextul procesului de învățare care sunt prezentate în tabelul 5. În această perspectivă, autoarea pune accentul pe nevoia formării de abilități privind utilizarea rațională a timpului de către studenți pe self-managementul, managementul sinelui, referință în context la componentele acestea, precum autodisciplina, managementul stresului și a ședințelor, negocierii, dezbatere care este finalizată cu prezentarea matricii utilizării timpului, figura 1.4, care se referă la viziune și raportul aplicare și realizare, și a piramidei gestionării timpului, care confirmă că gestiunea timpului este un act de hotărâre și exprimare de sine. În logica cercetării se abordează cuprinzător conceptul de învățare autorizată, cu precizarea aspectelor cheie, autodeterminare, autoorganizare, autodirejare, specificându-se în acest sens reperele de bază ale învățării autorizate, condițiile învățării eficiente și modele fundamentale de autorizare a învățării. Abordările teoretice distincte cu accent de bază de fazele ciclice ale învățării autorizate, faza de planificare, faza performanței și faza de autoreflecție, care sunt prezentate în figura 1.2. Legătura dintre managementul timpului și învățarea autorizată, specificându-se în acest context variabile și factorii și condițiile psihologice, pedagogice și manageriale de realizarea managementului timpului în învățarea autorizată a studenților. Stilurile de învățare în contextul autorizării academice. Reperele teoretice specificate au condiționat și au asigurat astfel 1. Fundamentarea referențialului de bază, competența managementului timpului în învățarea autorizată la studenți, prezentată în figură 2.8, care reprezintă un sistem integrat de resurse, cunoștință, abilități, atitudini, obținute prin învățarea autorizată,
și valorificate prin acțiuni formale și non-formale desfășurate într-o interconexiune în vederea formării dezvoltării personalității studentului. Și respectiv, 2. Argumentarea științifică a modelului psihopedagogic al managementului timpului în învățarea autorelată a studenților. Figura 2.11, care reprezintă valoarea creată a cercetării, care explică modul de proiectare și realizare a managementului timpului în cadrul învățământului superior. Dimersul metodologic al cercetării este complet și adecvat ipotezei lucrării, confirmat și de logica dimersului teoretic, specifică etapele de valorificare eficientă a managementului timpului în învățarea autorelată a studenților, tehnici de învățare autorelată, mecanismele de interferență a acestor două dimensiuni, modelul pedagogic de proiectare și realizare a competenței managementului timpului, mecanismul de dezvoltare a competenței de management al timpului, constructul metodologic de dezvoltare a competenței managementului timpului la studență în învățarea autorelată, care este o schemă procedurală ce reflectă condițiile de dezvoltare a competenței managementului timpului, urmat de resursele, dimensiunile și indicatorii de performanță pentru dezvoltarea competenței managementului timpului la studență, precum și indicatorii de calitate pentru produsele activității studentului. Ca un colorar al demersurilor teoretice și metodologice este elaborat modelul psihopedagogic al managementului timpului în învățarea autorelată a studenților, prezentat în figura 2.11, care este un model sistemic, funcțional, integrativ și cu valoare praxeologică pronunțată. Demersul praxeologic elucidează acțiunile întreprinse în perspectiva eficienței fenomenului examinat, în special 1. Abordarea valenților practice a teoriilor managementului. Acestea se acceptă doar dacă au priză practică, precum și a metodelor, tehnicilor managementului timpului, manifestările acestea în învățarea autorelată. 2. Învățarea autorelată ca strategie de asigurare a creșterii performanțelor studenților. 3. Integrarea teoriei și practicilor fenomenului examinat, îndeoseb referințele la cronometrarea timpului, planul, cadrul, planul, curent, orarul zilei, etc., modele de planificare, organizare și control a timpului activităților respective. Și în sfârșit, 4. Validarea experimentală a modelului psihopedagogic al managementului timpului în învățarea autorelată a studenților. Experiment care impresionează prin exigența, amplitudinea și metodologia planificării, realizării, specificată prin definirea clară a scopului, obiectivelor, etapelor de cercetare, constatare, formare, control, lotul extins de experimentare, corectitudinea determinării chestionarelor, scale de evaluare, metodologii de desfășurare programului de training, procesarea informației, reprezentarea grafică și interpretarea rezultatelor urmate de judecăți de valoare. Experimentul pedagogic realizat a demonstrat funcționalitatea modelului psihopedagogic al managementului timpului în învățarea autorelată a studenților prin creșterea nivelul de performanță pe dimensiunea de proiectare, dimensiunea de procesare, dimensiunea de proiectare și a managementului timpului și dimensiunea de autoformare, autodezvoltare. Astfel, dimersul științific al cercetării a fost conceput corect și realizat de către doamna Reboi Petrache Viorica în totalitatea prevederilor scopului și obiectivelor prestabilite ale cercetării. Și ca urmare este soluționată problema științifică importantă. Fundamentarea teoretică și aplicativă a competenței managementului timpului în contextul învățării autorelate, în elucidarea reciprocității dintre managementului timpului și învățarea autorelată a studenților, având ca efect performanța pregătirii profesionale la nivelul academic universitar, adeverință astfel și ipoteza cercetării. În contextul cercetării solicităm
pentru autoarea acestei laborioase cercetări să precizeze într-un răspuns exhaustiv. 1. Dacă conceptul și produsele valoroase ale cercetării respective sunt valabile și pentru varianta online de formare profesională universitară, specificând după caz diferențele sau particularitățile dacă acestea există. Și 2. Să contureze impactul aplicării conceptului și produselor cercetării asupra procesului de profesionalizare și dezvoltare în carieră, cariera didactică. O apreciere de ansamblu a tezei denotă respectarea cu strictețe cerințelor regulamentare privind elaborarea unor astfel de lucrări, dar cu regret se întâlnesc și în text și unele expresii mai puțin reușite, care eu le aduc aici, arăt pagini, indic pagini și așa mai departe, aceste inadvertențe de redactare nu micșorează din valoarea lucrării, dar sunt nedorite și nepotrivite pentru viitor. Rezumatul tezei corespunde textului tezei, este expus clar, concis și convingător. Anexele sunt la tema cercetării actuale și veridice pentru aplicare, completate cu acuratețe în mod profesional. În temeiul celor expuse, se confirmă că doamna Reboi Petrache Viorica manifeste competență pronunțată de cercetare și competență profesionale de cadru didactic universitar performant. Rezultate în teza respectivă, realizată exemplar, corect științific, care a produs valori științifice incontestabile pentru științele educației și practicile de formare profesională universitară. Fapt pentru care autoarea tezei doamna Reboi Petrache Viorica merită acordarea gradului științific de doctor în științele educației, specialitatea 53301, pedagogie universitară. Iar conducătorul științific, doamna Șefciuc Maia, merită în alte aprecieri pentru ghidarea de excepție acestei teze. Mulțumesc pentru teze. Cu referire
fapt, despre impactul pe conceptul jurnalistilor cercetării, pe profesionale, implicare, promovare, în carieră, cât privește acest proces de profesionalizare, considerăm că societatea globală, care este una hipertehnologizată și care are la bază, de fapt, sunt într-o rutină și într-o permanență, schimbare și profesionalizare, îmi doresc că acest moment este unul care ne permite să ne dezvoltăm și produsele, dar fac parte din acest context. Mai mult ca atât, profesionalizarea și dezvoltarea în carieră nu este un concept de ultimă oară, dar se încearcă tot mai mult de a se redefini etapele acesteia, pentru că chiar și literatura de specialitate identificăm elementele componente ale profesionalizării, care sunt formarea profesională inițială, continuă, recalificare și autodezvoltare, autoformare. Mai mult ca atât, componenta de autoformare, autodezvoltare face parte și din dimensiunea competenței noastre, ci cea de-a treia dimensiune. Chiar și ultimul raport propus de către Consiliul de Educație a Consiliului European, propus în 2001, reiterat în 2002 și 2006, unde ne găsim unul dintre obiectivele esențiale de profesionalitate pe care am didactic și a specialiștilor din privire în informare profesională, unde se vorbește și despre implicarea specialiștilor din diverse domenii de formare profesională și, de fapt, regândirea paradigmei din învățământul masă și trecerea iarăși la o instruire elitistă. În acest considerent, credem noi că modelul nostru ar fi unul oportun și nu s-ar fi mai în actualitate de importanță. Da, mulțumim mult! Mulțumim! 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 Departe, o să rugăm pe domnul profesor Vasile Panicov să-și prezinte avizul din avoarea vieții. Vă rugăm, domnul profesor. Eu avem un președinte, stimați directori și ministri specializați, stimați eu, în linii generale, îi spune opiniile, punctul meu de vedere privitor la valoarea vieții elaborată de Reaboi Petrache Viorica. Învățarea academică independentă este condiționată de un șir de factori și condiții de ordin social, pedagogic și psihologic. Studentul, și nu numai studentul, permanent trebuie să se adapteze și readapteze la condițiile de formare profesională, pe de o parte, și să utilizeze rezonabil factorii soci și umani pentru formarea, autoformarea personală. Managementul timpului în calitate de componentă a competenței de învățare este direcționat spre autoproiectarea, autoplanificarea, autoorganizarea, autorealizarea, autoevaluarea acțiunilor de învățare și nu în primul și nu în ultimul rând spre formarea abilității de autocunoaștere. Fiindcă cunoașterea de sine sau autocunoaștere este începutul formării oricare competență. Actualitatea temei și importanța cercetării, după cum argumentează doctoranda, în studiul elaborat, este determinat de următoarele cauze sau pricini, factori, motive. Creșterea exigențelor și responsabilității studenților ce solicită o optimizare a autorealizării în propriei activități. Necesitatea studentului de a se adapta și readapta la exigențele care permanent se înnoiesc și adesea sunt imprevizibile. Necesitatea elaborării unei metodologii de a satisface trebuințele de adaptare la schimbările permanente. Și partea teoretică este determinată de cauza că lipsa unei abordări sau unui studiu a problemei de management al timpului în științele educației, în calitate de instrument de realizare a sarcinii la locul de muncă sau în alte colective. Referitor la descrierea situației în domeniul de cercetare, câteva momente sau câteva cuvinte. Doctoranta descrie și analizează gradul de cercetare conceptul cheie, concepte de bază care stau la fundamentul tezii, managementul timpului, învățarea autoreglată,
competență de management a timpului, dimensiune managementului timpului și alte noțiuni care nemijlocit se raportează la tema de cercetare. E salutabil faptul că doctoranda, în mod riguros, rezonabil, sub aspect pedagogic, psihologic și filosofic, analiza sursele științele și avanțurilor din Republica Moldova, România, Europa, cunoscând limba, sunt foarte multe surse științifice străine, editate în limbile străine în bibliografie și se vede din conținutul tezei când s-a cercetat destul de minusoase aceste surse. Cercetările teoretice a permis doamnei Reboi Petrache Viorica să identifice un aspect, o relație de mare importanță științifică, care în prezent nu și-a găsit la nivelul cuvenit în opinia mea reflectarea în științele educației. Asta este raportul dintre activitatea de autoreglare a învățării academice de către studenți și managementul timpului pe dimensiunile independență, autonomie academică. Pentru că aceasta și reprezintă la drept vorbind esența, în opinia mea, esența teoretică a tezei elaborată, descrisă și aia parte, lucrată de către doctorante. În baza studiului teoretic și, clar, lucru și cel practic, dânsa a formulat problema de cercetare. Primul rând, ca serie, ca așa o citez, fundamentarea teoretic-metodologică a procesului de dezvoltare a competenței de management a timpului în contextul învățării autoreglate. Și elucidarea ceea ce am vorbit ceva mai sus, reciprocității dintre managementul timpului și învățarea autoreglată a studenților. În teza de doctor în știința educației realizată de doamna Reboi Petrache, se reflectă un studiu de abordare teoretică a managementului timpului, de elucidare a reperilor conceptuale al dezvoltării competenței de management a timpului în învățarea autoreglată a studenților și de elaborare mesul experimental și, clar, și validarea lui pentru formarea, pentru dezvoltarea competenței de management a timpului în învățarea autoreglată a studenților. În primul capitol, care este în temei foarte caracter teoretic, este fundamental, se abordează sub diverse aspecte trei concepte de bază, care și constituie pilonii structurali a tezei. Managementul timpului, învățarea autoreglată și relațiile privind managementul timpului și învățarea autoreglată. După cum afirmă ea și în baza studiului, managementul timpului se bazează patru piloni: planificare, organizare, condus și control al timpului. În continuare, doctoranta descrie și analizează un set de modele care explică și dezvoltă conceptul de management a timpului. Începând cu cel de la Maslow, bifactorial, modelul achiziției succesului și alte și anii parte. Aceste modele sunt descrise, analizate și nu numai descrise și analizate, dar extrase din aceste modele ideile, conceptul de bază. Fiecare model care au fost descrise, sunt descrise și în teză și au fost elaborate de către savanți, a luat la bază anumite concepte teoretice și e clar că le-a ieșit un model de formare a acestei competențe. Reșind din faptul că pedagogii cercetători au examinat învățarea autoreglată sub diverse aspecte și în studiul lor s-au bazat pe concepte teorii diferite, corespunzător au elaborat modele de învățare autoreglate de diverse construcții. Este pozitiv și salutabil faptul că doctoranda nu numai a descris modelele învățării de autoreglare existente, dar și-a elucidat, a evidențiat relațiile dintre ele, caracteristicile identice și specifice, pentru a-și crea propriile viziuni. Fiecare model numeralizat în teză este însoțit de o caracteristică și o analiză rezonabilă a fazelor ciclice ale învățării autoreglate. Pentru fiecare fază ciclică, acțiunea de învățare autoreglată corespund seturi adecvate de strategii ale învățării. Deci, strategiile învățării autoreglate se raportează la faze ciclice ale învățării de autoreglate.
În baza studiului teoretic, doctorant a demonstrat că managementul timpului este influențat nu numai de mai multe aspecte ale procesului de autorealizare, dimensiunea, condițiile, atributele de autorealizare și procesul de autorealizare. Managementul timpului în contextul învățării de autorealizare îmbunătățește procesul de învățare prin proiectarea acțiunilor, procesarea corectă a conținutului proiectat de timp, solicitarea ajutorului, planificarea și organizarea. Capitolul 2 este consacrat elucidării reperului conceptuale a dezvoltării competenței de management a timpului, învățarea autoreglată a studenților. În mod special se analizează funcțiile managementului, principiile care mai târziu stau la baza elaborării modelului, factorii, sistemul de condiții și, e clar, că strategie de formare a competenței de management a timpului. În baza studiului teoretic, doamna Reboi Petrache Viorica a constatat că competențele de management a timpului reprezintă un sistem integrat de resurse, cunoștințe, abilități, atitudini obținute prin învățare autoreglată și valorificate prin achiziții formale și non-formale, desfășurate într-o interconexiune în vederea formării, dezvoltării personalității studenților. Aceasta este propria ei definiție, tratată la bază ideii teoretice și scrisă la pagina și descrisă la pagina 86 în teză. Doctorat afirmă și demonstrează competența de management a timpului se referă către grupul, ceea ce am spus mai înainte, grupul de competențe cheie, transdisciplinare. În baza conceptelor teoretice, principiilor, strategiilor determinate, dânsa a elaborat modelul psihopedagogic dezvoltarea competenței management a timpului în învățarea autoreglată a studentului, care este expus în teză la pagina 97, figura 2.12 și în autoreferat figura 2.4. Modelul nominalizat reprezintă un construct logico-teoretic și metodologic corect, fundamentat științific. El include în sine componentele structurale necesare, ceea ce îi oferă funcționalitate în dezvoltarea competenței de management a timpului în contextul învățării autoreglate. Studiul reflectat în capitolul teoretic a permis doamnei doctorante să stabilească semnificația teoretică a cercetării. Definirea conceptului de management a timpului din perspectiva învățării autoreglate a studenților, identificarea condițiilor de management a timpului, a factorilor și funcțiilor acestora, a metodului de management a timpului, conceptualizarea modelului psihopedagogic, dezvoltare a competenței de management a timpului. În capitolul 3, demersul experimental a dezvoltării competenței de management a timpului, în învățarea autoreglată a studenților, se reflectă procesul sau activitatea de formare a competenței de management a timpului în învățarea autoreglată a studenților. Experimentul de constatare a fost orientat spre soluționarea următoarelor obiective, care, în baza studiului, zic că au fost realizate. Identificarea nivelului inițial al dezvoltării competenței de management a timpului la studenți, conform chestionarilor care sunt descrise în anexe 2, 3, 4, și identificarea stilului autoreglator a studenților. În tabelul 3.5 sunt prezentate nivelul de dezvoltare a competenței de management a timpului și dânsa le-a expus și a văzut aceste relații dintre variabila management a timpului și variabila dimensiune autorealizării. Învățării, este, eu zic că aceste relații este un pilon foarte puternic sau puternic de bază, valoric, a doctorantei. Experimentul formativ a fost proiectat și realizat în baza modelului dezvoltarea competenței de management a timpului și anume, clar, în baza acelor strategii, programul de activități de formare în acțiunile sau activitatea formală în cadrul disciplinei psihopedagogiei învățării independente și prin intermediul a unor training pedagogice.
în baza experimentului de control s-au adeverit acele idei sau acele sarcini obiective înaintate de către doctorant. Rezultatele cercetării experimentale demonstrează eficiența programului formativ privind dezvoltarea competenței managerului în învățarea autoreglată, creșterea dimensiunilor autoreglării favorizează performanța de management a timpului. Competenții de management a timpului în învățarea autoreglată a studenților a sporit benefic dimensiunea de procesare, dimensiunea de proiectare a managementului a timpului și dimensiunea de autoformare sau de auto. În baza demersului experimental, doctoranta a determinat valoarea aplicativă a lucrării, care reprezintă sau este reprezentată prin elaborarea și valorificarea experimentală a modelului pedagogic, psihopedagogic, dezvoltarea competenței de management a timpului, învățarea autoreglată a studenților, elaborarea programului privind dezvoltarea competenței nominalizate și elaborarea și aplicarea indicatorului de performanță. Toate că aici ar trebui dispus și faptul, acele principii identificate și reguli de realizare a acestor principii. Se putea de întărit acest. Textul tezei de doctor în științe pedagogice elaborat de doamna Reboi Petrache Viorica este expus corect din punct de vedere logico-structural. Ideile conceptuale și rezultatele experimentale se raportează la conținutul lucrării. Doctoranta posedă competențe bine formate de interpretare a ideilor, conceptelor teoretice și rezultatele experimentale. Ea posedă capacitatea de a generaliza, sintetiza și evidenția esențialul în conceptele teoretice și datele factologice și experimentale. Teza este asigurată de un număr bogat de surse bibliografice care au fost utilizate pe deplin în elaborarea tezei doctor. Doamna Reboi Petrache a formulat corect din punct de vedere științific și metodologic obiectul, scopul, ipoteza și obiectivele cercetare. Indicatorii, variabile și metodologia cercetării sunt adecvați pentru măsurarea competenței de management a timpului în contextul învățării autoreglate a studenților. În concluzii generale și recomandări se reflectă în mod amplu și deplin rezultatele cercetării din perspectiva teoriei și practici educaționale referitor la fundamentarea teoretică și metodologică a formării competenței de management a timpului în învățarea autoreglată a studentului. Concluzii generale și recomandări reflectă aportul personal al autoarei și sunt valorice pentru cercetători din domeniul științei educației și pedagogii practicieni. În baza conținutului și rezumatului tezei, am dedus următoarele concluzii. Tema tezei, doctor în științe ale educației, cu tema managementul timpului învățare autoreglată a studenților, este actuală pentru științele și practica educațională, corespunde specialității pedagogiei universitare. Tema lucrării, publicațiile doctorandei și rezumatul tezei, doctor în științe ale educației, corespunde în mod deplin conținutului tezei. Modelul psihopedagogic de formare a competenței management a timpului în contextul învățării autoreglate a studenților este bine fundamentat teoretic și metodologic și oferă posibilități optime de sporire a competenței de management a timpului la studenți. Constructul metodologic elaborat și validat experimental servește ca factor benefic de dezvoltare a competenței de management a timpului. Experimentul pedagogic a demonstrat funcționalitatea modelului psihopedagogic dezvoltarea competenței de management a timpului în contextul învățării autoreglate a studenților. Valoarea de bază a tezei examinată constă în fundamentarea teoretică și aplicativă a procesului dezvoltarea competenței de management a timpului în contextul învățării autoreglate și în determinarea reciprocității dintre managementul timpului și învățarea autoreglată a studenților. Formulez unele întrebări către doamna Reboi Petrache ce țin de anumite clarificări, concretizări. De ce? Din ce considerente ipoteza cercetării se plasează după obiectivele de investigație? Este cunoscut faptul că ipoteza reprezintă un set de cunoștință probabile, posibile. Ea reprezintă o afirmație, un adevăr sau un neadevăr care nu a fost stabilit sau demonstrat experimental.
iar obiectivele prezintă un set de finalități care direcționează activitatea cercetătorului. La pagina 31, în teză, apelați la termenul de învățare internă. Ce conținut includeți în acest termen? În concluzie, menționăm că lucrarea elaborată de doamna Reboi Petrache, Viorica, corespunde exigențelor stabilite și merită să îi confere titlul de doctor în știință al educației, specialitatea 533-01 Pedagogie Universitară. Felicitări și felicitări și depins conducătorului științei. Mulțumesc. Da, și folosiți terminul de învățare internă, da. Menționez doar câteva lucruri, deoarece așa niște recenzii detaliate, profunde, la temă, extraordinare, sigur că noi nu suntem recenzenți. Deci, în primul rând, vreau să menționez că doamna Reboi are 14 publicații la temă. Asta, practic, e de 3 ori mai mult decât ar putea să aibă. Am citit vreo 6 publicații din ele și sunt foarte calitative.
publicațiile. Plus de toate, aș vrea să menționez că ce este foarte important. Iată, când urmez textul tezei, observ că funcțiile cercetării au fost realizate absolut toate. Fie că e funcția epistemologică, fie că e cea explicativă, hermeneutică, predictivă și așa mai departe, deci toate absolut. Ele sunt foarte bine corelate cu principiile și criteriile științificității. Absolut. Deci dacă este conceptualizare, este conceptualizare. Și vedem cu adevărat transpunerea conceptelor în anumite idei în care după aceea, sigur că se transpun în anumite tehnologii, în aspectul praxeologic. Cadrul teoretic și cadrul experiențial, cel experimental, sunt foarte bine corelate. Este o coerență. Foarte mult, dacă în majoritatea cazurilor la doctorazii tineri, noi observăm că, iată, anume hermeneutica, interpretarea suferă, da? Unde vine adică, aspectul tău interpretativ, reflecția ta, viziunea ta asupra. Vreau să zic că în teza aceasta este demonstrat că doamna Reboi este destul de matură din punct de vedere profesional. Chiar aș pune un compliment, dar mai degrabă e o constatare că departamentul, administrația universității are grijă să crească așa cadre științifice. Iată, ăsta e un cadru care am văzut și după prestații și răspunsurile la întrebări și eu am participat și la celelalte etape, mai mult ca atât o cunosc de studentă masterantă la masterat. Deci, iată, așa, cred că tineretul merită să fie promovat. Eu aduc felicitări cu o lucrare adevărat consistentă și din punct de vedere teoretic și metodologic și praxeologic. Vă felicit și conducătorul științific, dar cred că altfel nici nu poate fi doamna șefă de departament și cadru didactic care ține acest curs, nu știu, cred că vreo 30 de ani. Și cred că i-ar fi fost rușine să fie altă teză, plus așa un student productiv. Așa că aș vrea să menționez deosebit de atât că foarte des vedem în teze lipite instrumentele, nu vezi fundamentarea unde. În teza aceasta tot ce este, nu mai vreau să mă repet, condițiile... conduita temporală a studenților, condițiile, toate principiile, sistemul integrat de resurse, constructul metodologic, modelul psihopedagogic, absolut toate sunt foarte bine fundamentate și argumentate din punct de vedere științific. Iată aceasta am vrut să spun. Foarte bine sunt corelate concluziile făcute după, în conformitate cu obiectivele, cu scopul cercetării, adică aici n-aș spune. Cu adevărat, în ghidul celălalt din decizia numărul 5, care ați numit-o, de la 18 decembrie, noi am discutat cu domnul președinte și este o greșeală și dumnealui știe. Dar cred că aici s-a comis la nivelul secretarului comisiei când a inclus, că dumnealui i-a spus, bine, dacă dumneavoastră știți și predați, și eu predau 40 de ani cercetare, da? Și clar că doar ipoteza e supoziții, presupoziții și tu clar că din ele ai să extragi obiectivele. Dar iată, avem o realitate și eu cred că nu se merită de atras atenție la chestia asta, că toți sunt oameni, nu suntem roboți și greșim. Încă o dată felicitări, multă sănătate și succes. Eu cred că teza dumneavoastră, mai ales în condițiile pandemice, e extraordinară. Și fenomenul ăsta de legătură dintre managementul timpului și învățarea autorilat, pur și simplu, sunt inedit, chiar aș spune. Bravo! Mulțumim, doamna profesor, pentru o apreciere și un comentar și o apreciere succintă, dar profundă. Plăcerea de a susține un cercetător foarte bun în domeniu, de fapt că doamna Reboi Petrache Monica, care ne demonstrează din pieză, dar și prin prezentare și prin răspunsuri la întrebări,
că avem un doctor cu adevărat în pedagogie care demonstrează cele mai principale abilități de analiză, sinteză, generalizare, abstractizare, conceptualizare, validare și argumentare foarte hotărât a ceea ce s-a realizat. Altfel nu poate fi, mi se pare că cei mai fericiți doctoranți sunt cei de la această facultate. De ce? Că tocmai aici este leagănul teoriei și metodologiei curriculum universitar. Aici sunt autorii cadrului de referință a curriculum universitar și respectiv altfel nu poate fi. Eu urmăresc cu mare atenție cercetările care sunt în mod special la pedagogie universitară și observ că ultimii ani a tezilor care au fost susținute la specialitatea pedagogia universitară, în mod special la Universitatea de Stat din Moldova, cu certitudine că oferă repere teoretice și metodologice pentru revizuirea și a cadrului de referință și a teoriei și actualizarea, de fapt, a teoriei și metodologiei curriculum universitar și iată această teză vine tot în această idee, cu siguranță că chiar și dezvoltată ea vine cu niște idei extraordinar de importante pentru obiectivul general din strategie Educația 2020, reconceptualizarea curriculumului universitar din perspectiva educației centrat pe elev și a necesităților vieții muncii. Sunt produse teoretice cu siguranță foarte importante pentru pedagogie universitară și în cazul ăsta mă refer și la modelul psihopedagogic și la mecanismul metodologic, chiar și toate trei integrate, mă refer la structura competenței de management a timpului, la constructul metodologic și la modelul psihopedagogic, dacă am încercat printr-un exercițiu să le unim într-un singur model, de fapt oferă o viziune proaspătă asupra procesului de învățare academică. Dacă cumva cred că este foarte important ca doctoranda să continue această cercetare și dacă dânsa ar avea interesul să urmărească traseul studenților care au participat la acest curs, ar veni cu siguranță cu o legitate absolut importantă pentru reconceptualizarea învățământului universitar, cu o legitate, o condiție posibilă a funcționalității învățământului universitar, în mod special acum, odată cu această apariție a studiului individual ghidat, lăsat cumva la întâmplare și deseori uitat, doar scris bine pe hârtie, uite, vine această cercetare care cu siguranță că va exclude un șir de dificultăți întâlnite de către profesori și studenți în învățământul universitar. Sigur că eu, de exemplu, aș vedea în acel model psihopedagogic, odată ce obiectul cercetării este procesul de formare a unei competențe, procesul de formare a competenței este obiectul de studii didactice universitare și modelul de formare standard. Sunt finalitățile, sunt principii, strategii și celelalte. Și în acest caz, cred că ar fi posibil de completat acel sistem de principii, ori ele sunt foarte generale și când principiile sunt foarte generale, dar procesul e foarte îngust, se primește contradicții și nu pot să funcționeze. De asta am adresat întrebarea, îmi dau seama că există în acest curriculum principiile didactice și mai ales că eu le-am și extras din prezentarea experimentului. Practic, dumneavoastră, susțineți trei principii noi. În pedagogie universitară este vorba despre principiul învățării prin acțiune, principiul motivației cognitive și principiul raportului dintre logic și psihologic în învățare, numai că nu le spuneți așa, dar le descrieți în cuvinte și în cazul ăsta, în șirul de principii de acolo care sunt generale, dar două oricum sunt specifice, e vorba despre flexibilitate și motivarea, ar fi completate cu principii de tip instrumental, metodologic în acel model care îl propuneți. De asta este ca și perspectivă în continuare și cred că în sensul ăsta și planul cadru al învățământului superior
după cercetarea realizată de doamna, nu țin minte, dar coordonată de doamna profesor Otilia Dandăraș, alte cercetări, sunt premize cu individualizarea și diferențiere, acolo sunt și această cercetare. Sunt premise pentru a vedea altfel învățământul universitar și sunt sigur că este părintele curriculumului în Republica Moldova alături. Dacă ia toate cercetările la pedagogie universitară, e extraordinar de frumos context pentru a demonstra că, de fapt, Universitatea de Stat din Moldova a realizat obiectivul ăsta din strategie, Educația 2020. Eu felicit conducătorul de fiecare dată când doamna Șepciuc prezintă teze coordonate, știu că acolo va fi extraordinar de logic, productiv la nivel de produse teoretice și aplicative. Felicit întreaga echipă de aici, la facultate, unde eu mă simt bine și de fiecare dată mă bucur că sunt invitată. Felicitări, doamna Reaboi! Eu cu mare plăcere voi susține această cercetare și lucrurile care le-am spus este numai ca să nu cumva să vă stați așezată că gata, am luat, dar gândiți-vă că aveți șanse să începeți chiar astăzi o altă cercetare pentru abilitate. Mulțumim, doamne! Să vă cunoștiți, Viorica, foarte bună studentă la toate etapele și toate nivelurile, atunci în ultimea că chiar va fi, așa cum ziceți dumneavoastră. Domnul profesor, vă rog. Da, vă mulțumesc, stimați colegi. Eu sunt sigur că orice cercetare care are ca subiect timpul, este o cercetare foarte dificilă, complexă. De exemplu, Viorica undeva vorbește despre reciprocitate dintre învățarea autoreglată și timpul. Eu sunt sigur că în plan pedagogic ea are dreptate, în plan filozofic nu. Timpul nu poți da înapoi. Tu poți să n-ai făcut ceva, deci n-ai făcut o teză de an, astăzi faci mâine. Deci mâine tu faci asta, dar timpul deja nu acela, va fi alt timp. Și așa mai departe. Deci este o chestie, în plan filozofic, o chestie foarte fină, ceea ce e legată de timp. De aceea, eu sunt sigur, Viorica, că dacă tu ai să, dar tu sunt sigur că ai să gestionezi timpul vieții tale corect, ai să devii un specialist și ești deja bun, dar ai perspective foarte mari și noi care deja suntem la o vârstă și ne bucurăm. Și eu sunt încrezut că deci avem generații care vin să ne completeze, să fie mai buni ca noi, mai deștepți, poate mai profesioniști. A doua idee care vreau să vă spun este legată de chiar valoarea sau, dacă vreți, actualitatea acestei teme și nu numai legată de pandemie. Deși pandemia, cine a făcut? Deci ne plasează accentul dinspre învățare în grupe, în aule, spre învățare individuală. Chiar și până la pandemie, eu am analizat acum un concept a 5 universități care promovează așa numită învățarea retro... inversată. Învățare... Da, clasa ei mă numesc pedagogie inversată și așa mai departe. De fapt, această pedagogie inversată se axează pe învățare individuală foarte puternic. Când, fiți atenți, acum studenții nu prea au timp să stea în aule. Ei vor astăzi să fie deștepți, astăzi ei vor să lucreze. Și atât învățarea individuală, dacă gestionezi corect, undeva le oferă alte șanse de a lucra mai repede, de a combina deja profesarea cu învățarea și așa mai departe. Dar pandemia ne dă niște condiții, niște, că să căutăm ce facem noi chiar de la 1 septembrie în plan, cum să gestionăm noi timpul lor. Ei singuri nu prea au competențe, în primul rând, de a învăța de singuri sau puține. Acum noi le dăm niște idei. Din punctul acesta de vedere, eu susțin teza ta extraordinar și propriu zis vreau să vă spun încă este o situație care, nu că rar, dar totuși rar, pentru mine câteodată teza propriu zis ca concept, ca structură, poate nu este cea mai dominantă. Pe mine interesează ce se întâmplă cu doctoranta după susținerea. O crescut doctoranta, are un sistem de viziuni, deci dacă o crescut profesionist. Și cazul Viorica, în viziunea mea, este ambele.
teza e făcută foarte... Am încercat să găsesc de ce să mă anin și foarte complicat pentru că tot e pus la punctișor, deși am găsit. Dar asta chestie la teza următoare, am să-ți spun care. Dar combinația aceasta sau sincronizare dintre că Viorica au crescut și are o viziune sistemică, nu numai asupra problemei managementul timpului, dar în genul pedagogiei, dar și teza este foarte bună. Eu sunt sigur, nu știu dacă în continuare ANACECU mai anunță cea mai bună teza anului, pe câțiva ani urmă mai fost așa concurs, eu sunt sigur că teza aceasta va putea pretinde la una din cea mai bună în domeniul nostru, în științele educației. Eu felicit Viorica, eu mă bucur că tu ești produsul facultății noastre și noi ne mândrim cu acest produs. Și doamnei Maia, tot felicitări și vă doresc succes. Mulțumim, domnul profesor, mulțumim, doamna profesor. Foarte bine, ca temperatura de apas. Dar când vorbim despre timp, problemul nostru global zicea că a citit niște resurse, acum noi spunem că trecim mai repede de toată dată. Nu știu, zicea că a citit niște cercetări care demonstrează că, într-adevăr, timpul a pus să scurge mai repede. Și eu confirm, pentru că ieri Viorica era student, azi Viorica deja sub sinteză de doctor, era student care tot timpul stătea în prima bancă și tot timpul era activă, tot timpul știa să sistematizeze și ceea ce s-a întâmplat astăzi a confirmat că ea este persoana care știa din toate disciplinele, din toți profesorii, din tot ce se întâmpla în cadrul academic, să sistematizeze o bază care a contribuit la profesionalizarea ei. Și astăzi îmi dau seama că ceea ce a făcut ea în acel timp nu a fost altceva decât a fost reflectat în această teză a ideii epistemologice, logice, puse la punct, pe baza căreia a elaborat un ansamblu sistemic, metodologic, care poate fi aplicat de orice cadru didactic și student, deci de toți actorii educaționali implicați în proces. Ori, există teze foarte bune, dar care au, bineînțeles, partea teoretică și mai puțin partea aplicativă. Aici este acel echilibru care mai rar întâlnit. Eu mă bucur pentru Viorica, am luat foarte multe lucruri din această teză și pentru mine ca și cadru didactic. Limitele și aspectele care țin de dezvoltare, astăzi le-ai auzit aici, cred că deja știi cum trebuie să pui în ceea ce îți dorești să cercetezi în continuare, pentru care îți doresc succes. Fără îndoială că tema pe care a abordat-o doamna Reboi este una foarte actuală. Deja au vorbit colegii că sunt două concepte importante, managementul timpului, care nu știu dacă o să ajunge pe urmă, măcar optimal, că ați adresat această întrebare, optimal cumva adaptat la fiecare dintre noi, până la urmă fiecare dintre noi configurează această competență. Și al doilea concept, proces, la fel foarte important. Sigur că e și un risc despre care a vorbit și domnul profesor, profunzirea și amplituda până unde ajungem cu managementul timpului, dacă putem să-l măsurăm, dar dumneavoastră ați găsit tocmai elementul de fuziune dintre aceste două concepte, pentru că ați luat ca dimensiune a stabilirii cadrului investigațional și de cercetare fazele, etapele procesului de învățare. Această formă a instruirii lucrurilor individual didact, pentru că s-a vorbit aici, dar sunt convinsă că lucrurile merg prost, eu zic prost, și apropo, cercetarea care a realizat-o doamna Pacomic, în toate instituțiile a demonstrat că cel mai prost, dacă vorbim despre concepția proces Bologna, este lucrul individual la studenții, la toate. Cine zic, profesorii și studenții zic că e pierdere de timp sau că nu se valorifică și noi cunoaștem acest lucru. Este foarte important, zic, dacă cumva se profanează, e pentru că
profesorul nu știe cum să-i formeze sau să-i dezvolte competența de învățare autodirijată. Cât n-ar fi noi pe cont propriu, inclusiv și elevul, inclusiv și studentul, legitățile de bază ale educației rămân valabile, pentru că este interacțiunea dintre cei doi și vrei, nu vrei, partener egal și plenipotențial, dar profesorul este cel care dă tonul. Deci profesorul trebuie să dețină un mecanism de formare a competenței de învățare autoregulată a studentului, altfel și în continuare vom irosi aceste credite, acest timp, nu vom depune efort și poate că nu ne va reuși să definitivăm competențele profesionale pe care le declarăm la început de fiecare program. Felicităm conducătorul științific pentru o teză extraordinară, la fel nu repet, o bună fundamentare științifică și o parte practică la fel funcțională pentru, și pentru universitate. Este bine ca să propuneți sau ați propus deja la URI, la libera alegeri sau la URI să veniți cu acest, la URI n-ați venit cu această propunere, ați putea să interveniți pentru că este important și cred că mulți studenți simt acest deficit de formare și ar vrea să-și formeze această competență de învățare autodirijată. Vă urez doar ca acest moment, momentul culminant al etapei de realizare acestei investigații, când dumneavoastră astăzi în această sală și în acest consiliu științific ați prezentat rezultatele, să nu fie decât definitivarea unui punct de start, unei etape de început, unei cariere științifico-didactice de succes. Realizări frumoase și o dezvoltare personală și profesională pe măsura capacităților pe care le aveți. Acum am ajuns la etapa când oferim cuvânt secretarul științific ca să dea citire proiectului de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoare științifică și practică a rezultatelor cercetării. Proiectul Consiliului Științific Specialța, D533-015, de 3 iulie 2020, cu referire la teza de topură științei de educație, managementul timpului în învățarea autoregulată a studenților, elaborată de către Reagul de Practic Uric, specialitatea 531-01, pedagogie universitară. Deci, proiectul de hotărâre evidențiază actualitatea cercetării realizată de doamna Reagul de Practic Uric, evidențiază bucurate și o regionalitate științifică care constă în actualizarea și extinderea conceptului de management al timpului de învățare autoregulată, ceea ce reprezintă un demers educațional formativ, care vizează un ansamblu de acțiuni și are drept scop implicarea activă și responsabilă în planificarea studiului academic, elaborarea și implementarea modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenței de management al timpului, învățarea autoregulată a studenților și fundamentarea teoretică a dimensiunilor competenței de management al timpului în învățarea autoregulată a studenților cu accent pe problema științifică rezolvată, pe semnificația teoretică și aplicativă a cercetării. În acest context s-a demonstrat că modelul psihopedagogic de dezvoltare a competenței de management al timpului în învățarea autoregulată a studenților este funcțională în procesul formării profesionale inițiate a viitorilor specialiști din cadrul universitar. În acest context, decizia Consiliului Științific este următoarea. În rezultatul expertizării lucrării elaborate, a susținerii publice, a aprecierii date de către referenți, membrii Consiliului Științific Specializat, de 533-015, consideră că teza de doctor în științe ale educației, elaborată de către Reagul Petrachi Iurica, corespunde exigențelor regulamentare ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, care face Moldova. În temeiul celor menționate, membrii Consiliului Științific Specializat deci acoperi doamnei Reagul Petrachi Iurica, titlul științific de doctor în științe ale educației, specialitatea 533-01, pedagogie universitară, a
solicita Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare de a confirma hotărârea dată și a oferit doamnei Reabon de Practic Iurica diploma de doctor în științe anii educației. Semnat președintele Consiliului Științei de Experiență, Dantă Rautilie. Suntem la momentul, stimați colegi, când membrii Consiliului trebuie să se retragă pentru a supune votul. Înainte de asta vreau să spun că pare că ați greșit. Pedagogie universitară, nu teorie generală. Pedagogie universitară am citit. Da? Teorie generală. Am citit pedagogie universitară. Da, a venit domnul profesor cu recomandări cu propunere foarte bună. Deci nu am putea Consiliul să venim cu punctul 3 a recomanda participarea tezei la concursul teza anului, cum acolo. Nu, asta decide comisia de expert. O sigur că decide, dar venim cu recomandare. E expert străin, așa că nu putem. A poate să propunem, noi putem propune semi teză și anume să arătăm că teza este inedit și așa mai departe. Dar părere greu și noi am intervenit. Eu cred că decizia asta trebuie schimbată, ei ne-am așteaptă pe 20 și ei ne-am stermis. Asta era conceptura asta și care care bilierii. Și cred că n-am de făcut în tribunal. Stimați membri, ne retragem ca să... Stimați invitați, stimată doctorantă și conducător științific, anul deosebit de onoare să prezint rezultatele votării acestui Consiliu, pentru că este un moment de vârf a acestei ședințe. Deci, prin procesul verbal privind rezultatele votării membrului Consiliului Științific Specializat, vă comunic că s-a votat 5, pro 5, membri ai Consiliului Științific, contra 0, 5 era de așteptat ca rezultat al derulării procesului de susținere a tezei și a prestanții nivelului de competență demonstrat de către doctorandă. Felicitări și oferim cuvântul la vot. A, să punem la vot. Cine este pentru validarea acestui rezultat, vă rog să votați. Unanim 5. Vă rugăm, doamna Reboi, aveți cuvântul. Stimați președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistentă, permiteți-mi să aduc în primul rând mulțumiri coordonatorul științific, Maia Șepciu, conferențiar universitar, doctor în pedagogie, care m-a ghidat și m-a susținut în acest proces de cercetare și mi-a acordat și a avut încredere, de fapt, în tot procesul acesta. Mulțumesc mult președintelui Consiliului, doamnei Otilia Dandara, profesor universitar, pentru prezidarea acestei ședințe. La fel mulțumim mult doamnei secretar științific, doamna Ina Bărnaț, pentru susținerea morală pe care am avut-o pe parcursul acestei perioade. Mulțumim mult membrilor Consiliului care au analizat obiectiv și au venit cu recomandări foarte bune în scopul aducerii la bun sfârșit și elaborării unui produs final valoros pentru domeniul științelor educației. La fel mulțumim foarte mult referenților oficiale pentru recomandările și sugestiile cu care au venit. La fel membrilor departamentului, fără de care cred eu că nu era posibilă susținerea de astăzi, pentru că am trecut într-o metamorfoză în tot acest proces, de la studentă până la momentul de față. La fel mulțumesc mult familiei și mulțumesc că s-a dat de mine. Și domnule cameraman, da. Cu acest cuvânt de prezentare am ajuns la ultima etapă a ședinței Consiliului Științific Specializat și anume de la ședința. Cea mai bună etapă.